Procesul de vânzare se bucură de un real succes, fiind achiziționate de către persoane juridice române și străine în perioada 17 iunie 1 iulie 61 de dosare de prezentare a activelor, ținând cont de solicitările repetate de decalarea termenului de depunere a ofertelor din partea mai multor firme din Europa și Statele Unite ale Americii, cereri motivate de temeiul scurt pentru vizitarea activelor, Hidroelectrica înțelege să prelungească termenul de depunere a ofertelor până la data de 11 iulie 2013, ora 16, se arată într-un comunicat al companiei. Astfel, plicurile cu documentațiile de participare la licitație vor fi deschise pe 12 iulie. O zi mai târziu vor fi anunțați ofertanții acceptați, iar licitațiile vor avea loc la 15 iulie. Compania de stat va vinde în 5 pachete cele 25 de unități amplasate în județele Bihor, Cluj, Hunedoara și Maramureș. Microhidrocentralele sunt capacități de producție a electricității cu puteri de până la 10 MW. Hidroelectrica, companie deținută de către stat, are în momentul de față în subordine peste 160 de microhidrocentrale. În perioada 2004-2008 societatea a vândut 81 de microhidrocentrale la prețul de 60 de milioane de euro. Totodată, societatea a intrat în insolvență anul trecut la 20 iunie. Compania a intrat în insolvență în 20 iunie 2012, principalul motiv fiind vânzarea energiei la prețuri sub nivelul pieței prin contracte preferențiale încheiate cu băieții deștepți. La 27 iunie, Tribunalul București a hotărât închiderea procedurii de insolvență, însă decizia nu este definitivă, putând fi atacată cu recurs la Curtea de Apel.